În medie, un român consumă cam 320 de pâini într-un an, fiecare cântărind 300 de grame, adică de 7 ori mai mult decât britanicii. Copiii învață de mici să pună pâine în supă sau în ciorbă, iar adulții nu concep nicio masă fără acest aliment. Fie că este produsă din făină de grâu albă sau neagră sau din făina mai multor cereale, pâinea este nelipsită de pe mesele românilor. Cam câte 2-3 felii la masă, cam atât. Câtă pâine consumați de obicei? O pâine, cât să nu poți să mănânci o pâine, na. O jumate, trei sferturi, o persoană, cât poate să mănânce? Ciorbe la încăruși. La felul 2? Felul 2 și puțin de tot. Depinde ce fel e felul 2. Așa se face că la consumul de pâine pe cap de locuitor i-am întrecut pe toți europenii. Consumăm cu aproape 20 de kilograme mai mult decât ciprioții, cu 30 mai mult decât grecii și cu aproape 70 în plus față de britanici. În cazul în care continuăm în ritmul acesta, conform medicilor, ne punem sănătatea în pericol. În primul rând, obezitatea este asigurată. Ideal ar fi să consumăm în jur de 50 de grame de pâine la masă. Aceasta înseamnă că la 3 mese principale și 2 gustări pe care trebuie să le luăm într-o zi, nu trebuie să depășim 200 de grame de pâine. Riscurile pe care le impune consumul crescut de pâine înseamnă creșterea greutății corporale, creșterea incidenței diabetului zaharat legat de obezitate, hipertensiune și tulburări ale grăsimilor în sânge. Așadar, pentru a reduce riscul apariției acestor boli, trebuie să reducem cantitatea de pâine, ceea ce, conform statisticilor, se și întâmplă. Înainte de 1989, de exemplu, un român consuma cam 130 de kilograme de pâine într-un an.